Astăzi vom răspunde la întrebări anonime de pe NGL. Am marfă ca la Selgros, curge nasul, am benzină ca la Peco. Pun o foaie peste alta capăle. Nu uitați de like și de subscribe, vă rog frumos, m-ar ajuta foarte, foarte mult. O să mai fac vloguri, dacă vlogul ăsta o să ajungă la 30 de like-uri, o să mai fac un vlog, tot ceva legat de genul ăsta. O să fie destul de fain. Și prima întrebare, răspunde te rog la mesaj. La ce mesaj să răspund? A doua întrebare, ții la prietenii tăi? Aici am un răspuns foarte sincer și aici da, țin la prietenii mei apropiați, la restul doar mă prefac că țin, fiindcă așa fac și ei și cel mai ok lucru e să păstrezi distanța, adică să ai acolo puțin, dar bun și să ajuți la aceea puțin, la aceea mulți încearcă să îndepărtezi, să nu faci prea multe lucruri, fiindcă după te iau de prost că ești prea bun și te pierzi pe tine și ăsta e un răspuns sincer, fiindcă am trecut prin multe căcaturi cu oamenii și nu mai am nevoie să am prea mulți prieteni. Care e idolul tău preferat? Bă, eu sincer nu am un idol preferat. Eu încerc să fac ce mai bine pentru mine totdeauna, deci nu am un idol preferat, mă ocup cu mai multe lucruri și nu am un idol într-un domeniu să zici că vreau să ajung ca ăla, că eu am mai multe pasiuni și încerc să fac întotdeauna ce mai bine pentru mine, să fac ceea ce îmi place întotdeauna. Dacă vei ajunge cineva mare în viață, vei ajuta persoane să ajungă ca și tine? Cam imposibil să fac persoane să ajungă ca și mine, fiindcă nu la toți le place ceea ce fac eu. Doar că întotdeauna mi-am îndrumat apropiatul să-și găsească o pasiune, să investească în pasiunea respectivă dacă se joc prea mult. E o chestie de genul, dacă petreci prea mult timp pe un joc, de exemplu, poți să faci un live, poți să faci o chestie, sunt foarte mulți consumatori de conținut și poți să încerci să faci multe chestii și oricum dacă investești în promovare o să prindă la lume. Și legat de pasiuni, întotdeauna e foarte important să investești timp, bani și educație. Educație și la tine, că totul pleacă de la tine, că dacă te apuci de o chestie să nu crezi că o să faci foarte mulți bani de pe o zi pe alta, că asta e ceva imposibil. În fiecare domeniu ai nevoie să înveți cât mai multe lucruri. Eu la primul meu botez am luat 200 de lei și acum ca DJ iau 500 de lei. Doar că eu nu m-am gândit că o să fac bani în chestia asta. Mie totdeauna mi-a plăcut să editez, să postez pe Instagram să vadă lumea cum editez eu pozele, să fiu apreciat pe chestia asta. Asta am căutat și am ajuns să fac și un bănuț din chestiile astea și chiar îmi place, chiar îmi place foarte mult ceea ce fac. Ce te face fericit în momentul de față? Eu sunt fericit și relativ împlinit, fiindcă am acaparat destul de multe informații. Adică eu sunt genul de persoană, dacă vreau să învăț un lucru, am motivația să stau până la capăt și să descoper cât mai mult. Și când a fost treaba de foto, video, de muzică, de chestii, mie întotdeauna am plăcut să caut informații și să fac cât mai bine. Deci întotdeauna mă uitam foarte mult la anumite persoane, bă, că fac o chestie mișto și am încercat să reproduc acel lucru ca ei. Mi-a intrat în mână destul de mult treaba cu editat, cu filmatul, cu mixatul, cu... Deci doar așa poți să devii bun, să înveți de la alții, să furi meserie. Niciodată n-am zis că e prea greu pentru mine să învăț acest lucru. Întotdeauna am tras să fac să fie cât mai mișto. Te vezi cu cineva acum sau e single? Am relație de 2 ani de zile, mulțumesc cu Dumnezeu, e ok. Ai iubită? Am spus mai devreme. Răspunde-mi te rog. La ce aș putea să răspund? Când mă întrebi, răspunde-mi te rog. Dacă ar fi să alegi dintre 10.000 de euro sau să te întâlnești cu cel mai mare DJ, să stai cu el toată seara, ce alege? James Hype. Bă, sincer, aș alege 10.000 de euro, fiindcă nu aș putea să port un dialog cu el. Nu știu așa de bine engleză, adică înțeleg ce vrea să zică, dar nu știu să am un dialog să-i răspund înapoi. Cu aia 10.000 de euro, sincer, aș prefera să merg la un festival sau la un club unde mixează el o seară. Care e cel mai mare vis al tău? Cel mai mare vis al meu este să cresc capitalul pe Forex, investind în aparatură foto-video și în aparatura pentru muzică, consolă, boxe, să am ultime generații de echipamente. Și pe lângă asta îmi doresc foarte mult un Mustang. Ca dream car-ul meu ar fi un Mustang. O căsuță mare, frumoasă acolo, să stau la locul meu, undeva unde nu e aglomerație, deci să fie destul de mișto. Atunci știu că am casa mea, mașina mea, să am o parteneră de viață care să mă înțeleagă și să facem lucruri împreună, să fie totul cât mai ok. Yeah! Care este cea mai mare nesiguranță de-a ta? O nesiguranță ipocritică vorbind ar fi treaba cu părul, că niciodată, deci efectiv, întotdeauna, oriunde merg, trebuie să fac în continuu așa,
îmi bag ghearele în el să... Deci asta e o problemă de-a mea, o nesiguranță, că nu stă părul bine. Și o nesiguranță care ar fi ceva mai serios, am o chestie cu răspunsul la telefon, adică când mă sună cineva cu număr necunoscut, trebuie totdeauna să intru pe WhatsApp și să văd cine e acea persoană. Nu știu, sunt anormal. Și mai am o chestie cu încrederea în oameni. Deci la mine, chiar dacă zic că nu am încredere în persoane, eu automat mă atașez de foarte multe persoane și încerc să fiu cât mai de treabă și, dar nu știu, asta e nașpa, mine, o chestie nașpa, un dezavantaj și un defect. Uneori nu pot să fiu ăla mai nașpa și sunt ei. Totul ok, all good. Ar trebui să fim BFF, ce zici? Eu zic să nu. Bun, cam asta au fost toate întrebările de pe NGL. Eu am fost Patrick și până la următorul clip eu v-am salutat. Nu uitați de like și de subscribe chiar acum. Ciao!